Biserica Ortodoxă Română este una dintre cele mai bogate instituții din țară, iar mulți dintre oamenii ei au dezvoltat spirit de afaceriști, mai ceva ca investitorii de pe Wall Street. De la stat, de la enoriași, de la săraci sau de la bogați, biserica a strâns în bisteriile sale 3 miliarde de euro. De astăzi, Observatorul vă prezintă o serie de reportaje filmate cu camera ascunsă despre cum se fac banii în interiorul bisericii și unde ajung ei. Palmă și mal de când zapada voi fi, acum și pururi așa în veci vecilor. Trebuie să plătiți moșneanul contribuția, că nu o plătit-o de 20 de ani. Asta trebuie făcut. O scenă reală dintr-o Românie cât se poate de reală. Credința se măsoară în contribuțiile date la biserică. Așa au decis unii preoți să propovăduiască vorbele Domnului. În România, serviciile religioase nu sunt gratuite. Cine nu plătește, nu beneficiază de ele. Acum a fost o problemă și nu am venit să mă duc la departe, decât la biserică. Așa, și biserică, cum vreți totuși să te ajute biserica asta? Oamenii s-au conformat, donează pentru zidirea lăcașurilor de cult, plătesc dacă vor ca preotul să le citească acatistele, se împrumută de la bănci ca să-și îngroape morții. Plătiți contribuția la biserică? Ați plătit-o? Da, cum? Dumnezeu cere bani de la noi? Cere bani, da. Dacă ai făcut bine pe lumea asta și Dumnezeu te are în grijă. Te are în grijă tot timpul. Dumnezeu te are în grijă, însă cu o condiție, să nu uiți de cutia milei. Patriarhia a pus monopolul pe tot ceea ce înseamnă obiecte de cult. A dat lege prin care interzice, de exemplu, comerțul cu lumânări sau icoane, care nu au ieșit din fabricile bisericii. După rânduierile bisericii nu se aduc lumânări din altă parte la biserică. A, trebuie să ia de la biserică. Da, să ia de la biserică. Dar am văzut că diferă prețurile de la o biserică la altă. Da, păi astea sunt făcute la noi. Însă lumânările făcute în mănăstire sunt de două ori mai scumpe decât cele din comerț. În depozite, 150 de lumânări se vând cu cel mult 10 lei. În biserică, o singură lumânare costă chiar și 50 de bani. Asta înseamnă 75 de lei pentru aceleași lumânări. Sunt mai ieftine aici la dumneavoastră, la biserică. La biserică tot timpul o să fie scump. De-a lungul anilor, biserica a pus ban pe ban și a strâns o avere impresionantă. Poți să te gândești la o avere de circa 3 miliarde de euro. Deține terenuri, păduri, sute de imobile. Nu plătește impozite la stat, însă primește bani de la buget. În medie, în fiecare an, guvernul alocă peste 1 miliard de lei către culte. La această sumă se adaugă veniturile proprii, realizate din vânzarea obiectelor de cult sau a terenurilor. Anul trecut, veniturile administrației patriarhale au fost de 87 de milioane de lei, cu aproape 60 de milioane de lei mai mari decât în 2010. Toți acești bani ar trebui să se întoarcă la oamenii săraci. Nu se întâmplă așa. Eu nu știu, scălugăr, nu am avut situații de asta, fiindcă eu nu te tolerez la tu fii mei să trăiască în păcat câte vreme. Asta în vreme ce mulți preoți sunt de fapt oameni de afaceri. Părintele Dumitru Bondarici din Mărgineni, Bacău, e agent imobiliar. Vinde chiar terenurile care au fost retrocedate bisericii. Sub pretextul că vrem să ne construim o casă în comună, am mers la preot. Ne-a cerut 160.000 de euro pentru 2600 de metri pătrați. Aveți toate facilități. Și liniștit. Asta a fost terenul bisericii. A, tot ăsta take-off care acum avem. Tot. Spus niște coți. Dacă aș fi vrut să fiu un om rău, îi demolam pe toți. Preotul vinde metrul pătrat de teren cu aproape 50 de euro, mult mai scump decât ce oferă în zona agențiile imobiliare. În această perioadă prețul este între 30-35 de euro preț maxim. Fața bisericească ne-a explicat că pământul l-a recuperat în urma unor procese îndelungate. În total, peste 20 de hectare a primit parohia. A reușit să vândă aproape tot, a evacuat oameni, a dărâmat case. Dănuț Bibire s-a judecat 14 ani cu preotul. Până la urmă a pierdut procesul și s-a trezit cu buldozerul în casă. Mi-a demolat această casă, uitați-vă, până ce nu i-am dat 21.000 de euro, n-a plecat din curte. Nu pot să vă dau niciodată. Nu vreți să comentați subiectul? Au comentat însă reprezentanții Patriarhiei. Averea bisericii trebuie păstrată cu sfințenie. Pământul poate fi vândut în cazul în care Consiliul Parohial consideră că e prea departe de parohie. Banii obținuți trebuie folosiți fie pentru a cumpăra teren în altă parte, fie pentru acte filantropice. Există biserici cu program de voie și cu preoți preocupați cu afaceri ca să mai țină slujbe. Mâine la Observator veți afla povestea unui preot din Petroșani, care conduce 4 parohii, dar și cea mai mare firmă de taximetrie din oraș.